din piatră sănătoasă, chiar dacă e foarte deteriorată, dar poate fi reparată, e vorba de istorie. Și apoi sunt aduse la ea și puse în biserica trei ierarhilor și în același timp cel mai important lucru vor sta acolo până în urma unei cele mai necuvincioase, să spunem, întâmplări. Neglijența, poate ora paracliserilor, poate cine știe din ce întâmplare, se aprind toate veșmintele alea din preajma raclei, racla fiind dintr-un lemn special, nu arde, se pârlește toată pe din afară, în urma incendiului se topește argentăria de la raclă. Și mitropolitul atâta spune, s-a dus sfântulița noastră. Ei, lucrurile nu stăteau chiar așa. Când au ridicat capacul de lemn a raclei, sfânta a stat în vatră de jeratică întreagă, fără să fie pârlită racla pe dinăuntru absolut deloc. Deci puterea Duhului Sfânt, asta nu o mai poate explica nici nea penticostalul, nici nea evanghelistul, nici nea baptistul, nici nea iehovistul, toți scârtitorii ăștia. Am văzut deja câteva comentarii răutăcioase și am fost puțin, nu aspru, dar categoric. Ce, bă, iar ați început să plimbați lada aia cu o seminte? Și am spus, le-am plimbat pe ale tale, dar ești prea mediocru și infantil ca să poți sta într-o asemenea raclă și lumea să te sărute pe tine. Adică nu era nevoie să continuăm o discuție inutilă. Da. Iar de la acel incendiu, după ce a fost zidită catedrala mitropolitană, începută de mitropolitul Veniamin Costache și terminată de Iosif Naniescu, cel milostiv, care și el este astăzi cu sfinte moaște în catedrala mitropolitană, Iosif cel milostiv. Deci ele sunt transferate la mitropolie în centrul mitropolitan, unde stau și astăzi. Ca să vorbim de minuni, recomand un singur lucru. Încercați acolo la Pangar, chiar la mitropolie, și cereți minunile cuvioasei Parascheva culese de la credincioși. Este acolo o ladă specială, inițiativa mi se pare că a fost a băieților din mitropolie, cei care ascultau la spovedit tot felul de minuni și au pus o ladă și ca să nu se facă, cum să vă spun, ca să nu se facă o chestiune de tertip sau să pară alese sau să pară o făcătură, au spus așa, domnule, aici este o ladă pentru minuni care s-au petrecut în vremea cât ați fost la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Și oamenii scriau scrisoarea respectivă a minunii și îi dădeau drum acolo. Doar cu numele. Eu nu știu cine e, Buiciuc Maria sau Buiciuc Lucica sau Teodosi Gheorghe sau Vasilie Aglaie. Deci doar numele să știe cine a fost cel care a scris scrisoarea. Și s-au alcătuit una sau două sau trei volume foarte minunate, s-au luat cele mai consecvente, cele mai plauzibile. Și mie mi-a plăcut ceva extraordinar, păstrez, nu știu dacă e inedită sau ai mai fi spus-o, dar asta mi-a plăcut cel mai mult. Părintele Ioanichi o consemnă pe cea cu femeile de la Galați, care vin două bătrâneli scumpi și cum sunt femeile, ele sunt foarte evlavioase și cu pietate și zice, fetița mami, ridică capul să-ți pun perna. Și Sfânta se ridică așa de umeri, singură, ca și cum ar fi vii, femeile pun perna aia brodată și ea lasă capul înapoi. Și femeia zice, vai, dragul mami, mi-a ascultat rugăciunea și preotul de la raclă rămâne mărmurit din întâmplarea asta, adică nu-i vine să creadă. Și recent, acum încoace de vreo 10 ani, să spunem, după Revoluție, oricum se petrece minunea, un tânăr student care avea un examen foarte greu vine și aduce un buchet cuvioasei Sfinte Parascheva și spune așa, am un examen foarte greu, mă rog, la ce facultate era, el n-aș putea să menționez că mi-a rămas ideea, am citit-o în cărticica respectivă și pur și simplu m-a frapat pe mine ideea în sine, ce frumusețe a avut în ea. Dânsul duce buchetul de flori albe sau de trandafiri albi la Sfânta Cuvioasă Parascheva pentru a lua examenul, pune acolo un pomelnic de 10 lei, 15, 20 lei, ce a pus el și spune așa, Sfântă Parascheva, te rog să mă ajut să trec examenul ăsta. Întâmplarea face că nu știe nimic la examen, pică, nu scrie nimic și vine supărat și îi spune preotului, vă rog să-mi dați florile înapoi. Și buchetul, preotul îi spune, dacă știi care e buchetul tău, ia, nu e nicio problemă, frăția ta l-ai adus, faci ce vrei cu el. Studentul ia buchetul, se duce acolo unde stă la gazdă, îl pune într-o vază cu apă și își ia vacanța și pleacă 3 luni la țară de unde era el. Gazda,
Dacă era camera lui și era încuiată, nu și-a băgat nasul. Acolo erau lucrușoare, acolo erau hăinuțe, cărți, nu s-au amestecat. Mi-ai plătit, faci ce vrei, e camera ta. Mai ales că era pe timp de vară, camera era încuiată, nu deranja cu nimic. Și când vine băiatul în toamnă, află că din corectura lucrării, până la urmă lucrarea a fost admisă, nota a fost de trecere, în urma unei contestații sau ceva. Dar el nu s-a mai interesat. A zis, bă, sunt restam pe toamnă și cu asta m-am luat eu grijă. Însă problema este alta. Când deschide camera unde stătea în gazdă, buchetul era la fel de proaspăt ca și cum l-ar fi cumpărat ieri. Și atunci și-a dat seama ce greșeală a putut face. Și l-a luat în ziua aceea, atunci toamna, când a început anul școlar, și l-a dus sfinte și i-a cerut iertare. Da, ce frumos. Da. Alte minuni, putem să spunem așa, toți bolnavii care s-au vindecat, toți oamenii care au avut tot felul de probleme, tot felul de lucruri interesante. Mie mi s-a întâmplat un simplu lucru scurt, nu consider o minune, ci o iau drept ca un semn. De atunci nici n-am mai făcut vreodată vreun gest de genul acesta. Eram în 96 și mă grăbeam să ajung la Sfânta, era tot așa aglomerat, era un octombrie, nu știu cum am prins eu din viteză alea liber și cineva mi-a zis, hai intră acum că intră preoții, mi-a dat ceva unii cu son aici la gât. Și când am intrat, am zis că măi, măcar să pun o leacă mâna pe mâinile Sfintei. Ei, dacă știți ce aia o... Dacă știți ce e o roată de aragaz, care e, ai făcut mâncare și când ai stâns-o, ea rămâne fierbinte, cum stau mânuțele sfinte așa puse în, și sunt acoperite cu pânza aceea, eu când am atins degetele mele de aceea, erau fierbinți ca și roata de la aragaz când ai oprit focul și nu mai arde, dar ai oprit atunci, recent. Și am zis că, bă, ăsta e mare semn de la Dumnezeu, probabil Sfânt am transmite ceva. Și de atunci, din 96 și până astăzi, niciodată n-am mai îndrăznit să ating Sfintele Moaște. Am dat cu fesul de pe cap sau cu o batistă, am atins racla sau am atins acolo în zona mâinilor. Și după ce am băgat în buzunar sau am dat pe frunte, dar n-am mai pus mâna niciodată. Adică cumva Sfânta mi-a fi zis, bă, sunt aici, nu trebuie să mă pipăi, nu trebuie să... Dar toată lumea face asta. Toată lumea atinge mâinile, nu? Poate face, eu n-am mai făcut de atunci, am luat-o ca un semn că trebuie să înțeleg că totul vine prin credință. Și ea m-a ajutat de multe ori în foarte multe probleme și am considerat că este un gest suficient de sacru din partea Sfintei, că m-a lăsat să o simt fierbinte. Adică cam așa ar trebui să fie credința ta dacă vrei să stăm de vorbă, aș spune. Da. Iar de ani de zile, ea ca e al 32-lea an în Iași, că sunt de la Revoluție, din 91, deci aș putea spune că n-am văzut ruperi de nori, prăpăstii, calamități, nenorociri, durere, Doamne ferește, trăsnete, ploi peste măsură sau orice alte greutăți. Deci această zonă a Moldovei este ferită prin această putere a Sfintei Cuvioase Parascheva. Nu rachetele de grindină, nu stațiile meteorologice, ci mila și harul lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta îl poate confirma oricine. Deci, că această zonă a noastră a Moldovei este direct sub ocrotirii, cum București este sub ocrotirea Sfântului Dimitrie Basarabov. Și aici, când spun lucrul ăsta, spun un lucru foarte clar. Gândiți-vă că în 77 noi am avut un cutremur de vreo 7 grade și un pic, care a făcut mari stricăciuni în București. Și spune că aceste cutremure se repetă cam la 40-50 de ani. Ia uitați-vă că au trecut acei 40 de ani, poate și un pic mai bine, din 77 până acum, și totuși din mila Sfântului Dimitrie, deși sunt atâtea blocuri vechi, atâtea construcții obosite, unele s-au mai restaurat, unele nu s-au mai restaurat, în unii oameni stau de nevoie că sunt săraci și n-au ce face, nu-și permit să facă alte mișcări din astea administrative sau financiare, și totuși Dumnezeu păstrează, deși e o zonă seismică foarte subțire, foarte instabilă.
apare aici în zona Vrancii mereu aceste mici mișcări, care spun eu că ele nu fac altceva decât să îmblânzească un cutremur care ar putea fi mai mare, adică e mult mai lent, apare depresurizarea puterii.